Bine v-am regăsit la Zâmbe Literatura Română. Astăzi este alături de noi Lucia Guciureanu, care în 2015 publica la CDPL 100 de kilometri mai la nord. Mulțumim pentru receptivitate! Îți mulțumesc și eu, Maria, și mă bucur că te cunosc. Într-adevăr, îmi amintesc cu plăcere de colaborarea mea cu editura Casa de Pariuri Literare. Pot să spun că din cauza voastră mi-am cumpărat un corp nou de bibliotecă, pentru că la un moment dat îmi cumpărase atâtea cărți de la editura Casa de Pariuri Literare. Uite, dacă vrei, facem un exercițiu și îți amintesc câteva care mi-au plăcut și pe care le-aș reciti oricând cu plăcere. În primul rând e cartea lui Iun Cristian, Morți și Mătii. Apoi este integrala Sorin Stoica și interviurile lui Iun Cristian cu Lucian Vasilescu și cu Octavian Soviani și, în sfârșit, multitudinea de volume de poezii. Mă gândesc la Radu Nițescu cu Gringo, la Alex Văsieș cu Lovitura de cap, Cristina Ispas cu Rezervația, Ionuț Chiva cu Instituția Moartă a Poștei, Mircea Pascariu cu Trax, Diana Epure cu 150.000 la peluze, Ion Buzu, pe care l-am și cunoscut la Arad, cu 3 mililitri de Confidor. Mi-amintesc de tractorul acela lui venit, parcă, după cât mi-aduc aminte, din Belorusia, de care fugeau toți ca de ceva extraordinar de speriat. Așa că pot să-i transmit lui Ion Cristian că dacă face vreodată o bibliotecă a Casei de Pariuri Literare, poate să apeleze la mine cu cea mai mare încredere. Mulțumim! Și mi-a face mare plăcere să vă am alături în această zi și vă mulțumim. Aș începe această discuție cu subiectul fierbinte, pandemia. Din martie trăim parcă o nouă viață care a venit cu restricții, incertitudine, cu teamă, izolare. Cum ați trecut prin această situație specială? Au fost mai multe faze în procesul de obișnuire cu noua ordine a lucrurilor? Știi că la mine izolarea a început un pic mai devreme. Deja găseam lumea prea zgomotoasă, prea lipsită de idei. Tot vreau să vorbească, nimeni nu vrea să asculte. Cine să te mai întrebe dacă ești fericit? Vorba lui Adrian Pleșu din ultimul articol al lui din Dilema veche. Am preferat atunci să mă ascund în lumea cărților și în liniște, în aer rarefiat, m-a cuprins de-a drept o febră a lecturii și m-am simțit în sfârșit bine singură. Am început să citesc pe nerăsuflate. Apoi a venit oficial. Când vedeam topurile de pe ecranele televizoarelor, când vedeam cifrele acelea îngrozitoare, bineînțeles că m-a apucat teama. Și nu atât teama pentru viața mea, curios, ci pentru viața celorlalți. Mi-am dat seama imediat, se știa deja că este vorba de o pandemie. N-am intrat totuși în depresie, să știi, tocmai citeam un tom de vreo 600 de pagini, poate chiar mai mult, al lui Andrew Solomon, care se numește Demonul Amieții, o anatomie a depresiei și are și prefața de Mircea Cărtărescu, recomand acest tom și mi-am dat seama că nu am simptomele depresivului. Acum trăiesc pe un platou al emoțiilor, în gardă, pentru că știi și tu că pandemia asta nu o să se termine repede. Se pare că de-abia în 2023 o să scăpăm de ea. Plus de asta se vorbește și despre alte pandemii care o să vină, deci se pare că trăim într-o era pandemiilor. Am citit zilele trecute că
despre încă o boală care va veni, poate, și anume boala căprioarei zombie, nicio legătură cu mortul viu. Se pare că e o maladie neurodegenerativă, care de obicei se manifestă acum numai la elani, la reni și la căprioare. Dar cu bariera dintre lumea animală și om se subțiază tot mai mult, s-ar putea ca la un moment dat să se transmită și la om. Ea se cunoaște din 1960, din anii 60, deci, dar nu se știe niciodată. Și câteodată mă gândesc un cutremur geologic devastator ne-ar mai lipsi acum. Da, și probabil nici măcar nu ne-ar mai surprinde, pentru că anul acesta a venit așa cu toate evenimentele astea, încât ne adaptăm din mers, parcă nu ne mai surprinde și suntem să trecem și peste asta. Da. Dar... ne-am resemnat și trăim așa pe apucate și fără gândul la un viitor previzibil. Da, așa este. Dar această perioadă a fost propice și pentru scris? Da, să știi că la mine a fost propice scrisului și m-a ajutat și faptul că nu mai duc povara unui serviciu cronofag. Și asta mă face să trăiesc sub semnul capriciului. Cu alte cuvinte, fac numai ce vreau. Am și dovezi că am scris, să știi. Am publicat noi scritoarele din filiala Rad a unui scritorilor, 5 dintre noi, am publicat o antologie care se numește Seara acestui mort. Apoi, tot aici, o să apară o antologie româno-maghiară în care o să am câteva texte. Legătura cu literatura n-am pierdut-o pentru că chiar pe la începutul pandemiei m-a contactat Ionela Mihai, redactor de promovare la editura Polirom, și m-a rugat să prezint cartea unui scriitor timișorean, precis ai auzit, că a publicat, ai auzit de el, că a publicat și la Casa de Pariuri Literare. Este vorba de Alexandru Potcoavă, care a publicat acum romanul Viața și întoarcerea unui hale la editura Polirom. Iată că și editurile fac ceva pentru autori. Apoi, știi, eu mai scriu și cronici literare și la revista Arca și recenzii. Și am scris, de exemplu, despre o carte a scriitorului Gheorghe Schwarz, care se numește Problema. Este vorba despre problema evreiască. Apoi am scris despre cartea lui Andrei Bârnea, turneul celor 5 națiuni, carte pe care l-a scos-o la Fractalia. Am mai scris despre un volum de povestiri scurte, să știi că îmi plac foarte mult povestirile scurte, am fac o pasiune acum pentru ele, și anume despre volumul Mandarina, care a apărut la Curtea Veche și care este semnată de Răzvan Petrescu. Am mai scris despre două cărți a scriitorului Cocis Francisco, una apărută la editura Polirom, un roman într-o gară, și cea de-a doua se numește Ceea ce nu se amână. De asemenea, am scris despre o antologie a tinerilor poeți, care se numește Fica de tinerețea altora, volum coordonat de Sorin Despot. Și această antologie cuprinde texte ale tinerilor poeți participanți la tabăra de creație de la Săvârșii. Nu știu dacă ai auzit despre această tabără de creație. Publică în antologia asta Tiberiu Neacșu, Cătălina Ceaușescu, Lorena Enache, Roxana Pistecariu și mulți alții. De asemenea, să știi că mai scriu și la un blog al unui prieten jurnalist,
unde public fragmente dintr-un jurnal de pandemie. Cam asta am făcut și scriu în continuare. Ați fost foarte ocupată. Da, ați vrea... da, să știi. Ați vrea să ne citiți puțin, poate, din jurnalul de pandemie? Uite că ăla nu m-am pregătit, să știi. În schimb, nu l-am pregătit aici ca să-l citesc, ci am să citesc niște texte. Primul se numește Când nu ai mărunțiș. E mare lucru să stai închis în casă din obligație. 3 zile vopsești toate ferestrele în albastru și te scufunzi în ape. 3 zile strângi în mâini un singur pește care nu îți va îndeplini nici măcar o dorință. Peștele, având nevoie de palmele tale, cade o îmbrățișare. 3 zile pui aripi, te uiți la păsări și te prefaci că e bine. La capătul zborului întâlnești un om simplu, după vorbă, după vorbă. Are părul complet alb, un zâmbet ca de copil. Pare că îl cunoști, pentru că ții la el ca la un tată. Tocmai vrea să spună ceva extrem de important. N-a mai apucat. Undeva se aude o sonetină ieșind dintr-un patefon cu pâlnia de alamă. Căderea e muzicală ca în visele copilăriei. Lumina intră pe fereastră galbenă. Mereu se schimbă culorile în trenul acesta accelerat. Tipul tău pare desenat de un portretist ciudat care pictează fără modele. Într-un târziu, aterizezi undeva între șine. Peronul e pe partea stângă. Un parchet recent lustruit de un duzier de treabă. Ierburile s-au uscat de mult. Pâlpâie doar o lumânare la capăt de pat. Uite, o să-ți mai citesc una, care se numește Va veni timpul. Mai avem până acolo, noi și lumea, acest câmp uriaș de bătaie. Virus nevăzut ne vor întoarce din drum. În zadar vom fi la bistic incantații pentru vindecare. Înțepătura de vieste, iute și adâncă, ca un haiku, va lăsa urme și trecutul crud intrat în destrămare. Singura promisiune în viață, utopia, un regat al plantelor vorbitoare, a roboților cu suflet de copil și al oamenilor rămași oameni. Vom fi frumoși și lepsiți de greutate. Cu îmbrățișarea noastră, dulce și febrilă, planeta se va aprinde și câmpul de bătaie o să se pârjolească. Când va veni timpul, te rog să vii pe jos acasă. Și mai citesc una, da? Da. Triaj camuflat. De fapt, noi nu mai trăim. E o chestie cuantică. Am uitat să strângem globuri de cristal, să ne topim în arșițe de cuvinte, să ne privim îndelung când ne aruncăm în avioane. Dacă parașuta se deschide, nu mai cădem în picioare. Nu mai știm câte trepte are piramida lui Maslow. Suntem oameni care depind de clopotul lui Gauss. Suntem tot mai departe de zona B, o mare fără sfârșit, în care scafandrii nu pot să se scufunde. Așteptăm o minune, așteptăm întrebările ca să putem răspunde cine am fost. Nu-i nimic de făcut, nimic. O să mergem înainte pe toante. Dacă vrei, mai citesc, cum vrei. Cum vreți, dacă mai aveți pregătite, sigur. Uite că mai citesc una, asta o citesc din antologie. Noapte va fi. Când
Când puii de buvniță se caseră pe puturugi bătrâne, cas se întinse cu ciocuri ascuțite și mult, mult dar. Pe străzi pustiul este post-apocaliptic. N-au rămas decât ziduri tinere. Viața noastră s-a făcut sândări. Sirenele bubuie degeaba. Lunetiștii își aprind o țigară. Cum e când mori, mă întreabă câinele meu, când duci în spate un rucsac cu pietriș, urmăritorii sunt aproape și drumul se sparge. Nu reușesc să-i răspund, deși întunericul întârzie și văd și văd încă un sfârșit. Vă mulțumim. Pentru că ați spus că de când nu mai există constrângerile serviciului, e așa, aveți parte de tot timpul să scrieți, să citiți, dar înainte aveați un ritual pentru scris, cum făceați să găsiți timpul necesar? Păi spun, eu sunt insomniacă, să știi. Mai mult scriam seara și noaptea. Așa un ritual deosebit nu am, dar îmi place să fie liniște. Nu pot să scriu, de exemplu, ascultând muzică. Când ascult muzică, ascult muzică. Când ascult, când scriu, scriu numai, să fiu numai eu cu mine însă. Cam asta ar fi. Alt ritual nu pot să spun. Dar, în orice caz, scriu, mereu scriu, deci nu am pauze de scris. Pentru că ba am o cronică literară, ba trebuie să scriu despre cărți pe care le primesc de la redacția Arcăi sau despre care simt eu nevoia să scriu, mi se par bune și atunci scriu. Iar poezie și jurnal, asta scriu așa pentru mine. Am avut parte de multe... Îmi place să citesc, astea le fac în paralel. Citesc și scriu. Ați și recitit? Sau v-ați îndreptat către titluri noi în ultima perioadă? Să știi că de recitit, ultima carte pe care îmi amintesc acum că am recitit-o a fost Idiotul lui Dostoievski. Dar asta în ultimul timp, asta mai câtva timp în urmă. Acum citesc pentru că apar atâtea cărți bune și îmi pare rău să nu le citesc. Acum ți-am spus că sunt... pasionat acum de proza scurtă, am citit Cristian Pulaș, Cei frumoși și cei buni, am citit un volum al lui Dragoș Ghițulete, am avut un interviu pe online și am văzut că l-ai văzut și tu, despre iubiri și alte istite. Am citit un roman apărut la Polirom, Sonia ridică mâna, Laviniei Braniște, pe care o cunosc tot de la Săvârșin, să știi că a fost și ea într-o ediție acestei tabere și atunci avea decât o plachetă de versuri publicate. Și știu că i-am spus că mi-a plăcut cartea și s-a bucurat foarte mult, să știi că scrie bine și poezie. Apoi am citit tot din literatura română contemporană, am citit Psalmii lui Radu Vancu, am citit Elena Vlădăreanu, o carte apărută la Nemira, minunata lume Disney, am citit Dan Soci, un poet care îmi place, cred că foarte mult, cred că e cel din top 3 pentru mine, și anume Wow, volumul Wow. Apoi am citit și din literatură universală am citit, să știi. Mie îmi place să-i citesc și rămân un pic în urmă, dar citesc pe laureații premiului Nobel. De exemplu, îmi place foarte mult cum scrie Kazuo Ishiguro. I-am citit
toate volumele care au apărut în românește și rămân la părerea că totuși cel mai bun este Să nu mă părăsești. Nu știu dacă ai citit, e un roman extraordinar, timp de comand. Apoi am citit din Patrick Modiano, că și un alt laureat al Premiului Nobel, și ultima carte pe care am citit-o e Călătorie de nuntă și să știi că mi-a plăcut cel mai mult. Cred că celelalte, care fiind o geografie așa pariziană, cred că place mai mult celor de acolo, parizienilor sau franțuzilor, decât nouă, dar mie mi-a plăcut Călătorie de nuntă mult. Citesc Michel Houellebecq și spun că, după părerea mea, Supunere este totuși cel mai bun roman al lui. Am citit un Pascal Bruckner, am citit Paria, în această perioadă de pandemie, unde el vorbește despre experiența lui în India. Am citit și un roman de Haruki Murakami, un japonez care îmi place iarăși foarte mult, și anume romanul În căutarea oii fantastice. Și acum citesc, chiar acum, am descoperit un lider al noii generații de scriitori din Israel, care se numește Eshkol Nevo. Și cartea se numește Simetria dorințelor. De asemenea, citesc și presa literară. Am noroc că aici găsesc toate revistele literare, aproape toate. Uite, spun, găsesc Observator Cultural, găsesc Dilema Veche, găsesc revista Ramuri de la Craiova, Vatra de la Târgu Mureș, Orizont de la Timișoara, Apostrof de la Cluj, până și Exponto de la Constanța. Deci citesc mult presă și ce nu găsesc, dar o să vorbesc cu Ana Toma, să văd ce se poate face, nu găsesc poetii. Rest, se găsesc toate acestea. Și mai am de gând acum să citesc pe ultimii laureați ai Premiului Nobel, la care nu am ajuns încă, și anume pe austriacul Peter Handke și pe poloneza Olga Tokarczuk. Și am uitat și pe internet să văd cum se pronunță, că dacă îi recomand cuiva să știu. Deși se pare că dacă chiar nu știi precis, atunci îl citește așa cum sună el, da, în românește, exact așa pare numele, nu? Da. Bineînțeles. Pentru că ați amintit de revistele literare. Le Marchez sau Marchez? Știi că eu spus, e Marchez sau Marchez? Da. Ți-ai spus? Ați amintit de revistele literare și mă gândeam prin ce criză a trecut presa culturală și industria de carte în această perioadă. Parcă au ieșit la iveală multele probleme care erau ba ignorate, ba poate nu se vedeau. Ce nemulțumiri a atras această perioadă cu privire la lumea literară? Păi, problemele sunt vechi. În primul rând, piața de carte este destructurată. Apar cărți care, la edituri cu vizibilitate, care ajung și în librării, ajung și în biblioteci, deși eu nici acum nu știu pe ce criterii achiziționează bibliotecile cărțile de la edituri. Chiar nu știu, aș fi curioasă. Și apar alte cărți, la edituri mai mici, mai puțin cunoscute, care ajung la cititor întâmplător și haotic. Aceasta ar fi o primă problemă. Apoi se produce o decuplare a literaturii de critică. Criticii nu riscă, să știți. Ei se prinde trena altora care fac critica unor autori deja validitate estetică. Eu am propus odată la un colegiu al revistelor literare ca revistele să aibă o rubrică de mențiuni critice în care o carte de valoare, pentru că este regretabil ca o carte de valoare să treacă neobservată, să fie analizată măcar așa
sumar, prezentată sumar, să zic. Am propus atunci și o rubrică de negație și de respingere, pentru că se scrie foarte mult texte, se scriu foarte multe texte inepte și ar trebui atras atenția, eu știu, celor care țin neapărat să scrie, că există totuși niște criterii care validează o carte și care certifică un autor. Apoi există interese și există grupuri de influență. Se ajunge astfel că în unele reviste se fac adevărate dosare critice despre o carte sau despre un autor. Și cred că nu face decât să strice această dosariadă a referințe, a analizelor critice, a comentariilor critice și îi face pe cititori să își întrerupă drumul spre librării și spre biblioteci să-și achiziționeze sau să împrumute cartea spre lectură. Apoi există o critică, pot să spun, generaționistă. Știi că există o falie între generații și există teritorii interzise. Cu greu poți să treci dintr-o parte în alta, nimeni nu face niciun pas înainte spre conciliere sau spre reconciliere. Sunt foarte multe orgoli și nu cred că în curând o să ajungem la o împăcare. De presă, aș mai putea să spun că revistele au un PR defectuos. Dacă trimiți texte revistelor, nu primești confirmare de primire. Să știi, nici măcar un categoric da sau nu. Eu îmi amintesc când am avut o colaborare cu revista Vatra, al Citelecan, care conducea atunci revista, îmi trimitea după fiecare articol pe care îl trimitea, îmi trimitea câte o scrisorică în care mulțumea și îmi spunea când o să apară în revistă. Acum nu se mai întâmplă așa. Apoi, în unele reviste, se publică, să știți, și texte proaste. Și chiar în reviste serioase. Și îți pui întrebarea, oare cine, pe cine publicăm? Publicăm textele sau publicăm nume de autor? Apoi, o să că scriitoarele au o anumită rezervă. Sunt un pic timorate. Nu prea trimit la revistele literare sau nu sunt publicate, dar parcă aș vrea să citesc mai multă literatură scrisă de femei și aș vrea ca să li se acorde și femeilor un spațiu mai mult spre publicare. Pentru că să știi că se observă în revistele literare că dacă sunt publicate texte semnate de femei, îi se oferă doar câte o jumătate de pagină. Mai rar o pagină întreagă atunci când scriitoarele lucrează în editul alte reviste sau când fac parte din structuri organizatorice. Să le spunem, pardon. Da. Asta e. Părerea mea și o perioadă. Chiar discutam și de lipsa scriitoarelor din manualele școlare. La fel. Da. Sunt câteva nume și nu sunt deloc vizibile. Tu știi că bărbații ăștia, macho ăștia, sunt misogini. Da. Și cred că și cultura noastră este de așa manieră. Da. Și canonul cultural, gândește-te la epoca lui secolul XIX, la Eminescu, spune-mi o scriitoare din acea perioadă. Nu, nimic.
între cele două războaie mondiale ar mai fi, dar totuși nu da. Un număr atât de mare să le copreșească pe să copreșească literatura scrisă pe evreie. Așa este, da. Poate tragem un semnal de alarmă. Exact. În această perioadă ne-am mutat viața în online. Cum ziceam, și revistele au apelat la, la mediul virtual. Am găsit acolo și spectacole de teatru, concerte, tururi ale muzeelor, cărți în format electronic sau am putut da comandă. Ați avut disponibilitatea să urmăriți iureșul acesta? Da, să știi, piese de teatru nu am văzut, eu le prefer pe viu. Să știi că la Arad există un festival al teatrului clasic în fiecare toamnă, de câțiva ani buni, și cum nepoata mea, Carmen Neamț, este redactor la revista Arca și scrie cronica de teatru, o însoțesc la aceste spectacole, încât cred că aș putea să-ți vorbesc câteva ore despre toate spectacolele pe care le-am văzut, adaptări moderne. Deci nu mai vreau să văd și la pe internet spectacole de teatru. Ce mă interesează însă sunt ceea ce ține de literatură, este ceea ce ține de literatură, interviuri cu scriitori, întâlniri, lecturi. Asta mă interesează. Uite, de exemplu, am descoperit, am avut o revelație, am descoperit acum pe internet un redactor de la Echinox, pentru că revista asta nu apare în Arad, nu o găsesc, o fată care se pare că nici n-a terminat măcar filologia, literele, cum spune acum, de la Universitatea din Cluj, ea fiind redactor la Echinox, care se numește Teona Farmatu și care scrie extraordinar de bine cronică literară. Deci îmi place să o citesc extraordinar. În rest, mă minunez de câte lume postează pe Facebook texte. Texte, îți spun, inepte, cu flori de stele, cu stol de fiori, cu sărutul din ochi. E adevărat că românul e născut poet, numai că Vasile Alexandri voia să înțelegea atunci un poet, un om cultivat, un cărturar. Acum toată lumea vrea să fie scriitor. Românii, într-adevăr, sunt mai trubaduri decât alte nații. Uite, o să spun, dacă nu știai, dar tu știai că ești foarte deșteaptă, că doar islandezii ne mai întrec la scris. Uite, am citit undeva că acolo, în Islanda, unul din 10 locuitori scrie, mai puțin decât români. Și, uluită, observ că aceste texte publicate pe Facebook primesc și comentarii de genul genial, extraordinar, superbe versuri. Și mă gândesc, merg cu curiozitatea mai departe să văd cine sunt cei care comentează. Și să știi că nu sunt niște ignoranți. Uite, am descoperit că unul a studiat la științe economice, altul la drept, ba, câțiva și la litere. Deci, nu există criterii de a decela între un text bun și un text inept. Eu cred că aici de vină este educația și școala, pentru că profesorii sunt prea obsedați de programa școală, de materia. Și atunci, uite, esențialul să îi obișnuiască pe copii cu cartea, să le formeze o deprindere de a citi, de a citi și critică literară, de a comenta ei niște texte la prima vedere.
Deci cred că lacunele acestea ale școlii puteți să răspângă acum și asupra gustului literar și asupra criteriilor de a judeca un text. Așa este. Deci asta caut pe internet. Sunt tot mai mulți influenceri în mediul online care educă publicul cititor, dar dar probabil că nu tinerii sau adulții, eu știu, cei care navighează pe internet nu sunt interesați de aceste postări, știi? Sunt interesați de postările care se referă la politică, la vedete, la oameni de baie. Da, pentru că asta văd și la televizor, cu asta mergem înainte și nu da. Spre cultură nu prea se uită nimeni sau este un număr foarte redus de oameni. Da. Și totuși, credeți că se vor schimba lucrurile după pandemie sau o să rămânem cu aceleași obiceiuri? Uite, eu tranșez de la început, nu se va schimba nimic. Noi, planeta, omenirea, a trecut prin atâtea momente de cumpănă și ai văzut vreo schimbare? Câți ani au trecut de când Mark Twain spunea că omul e o ființă umană, nu poate fi mai rău? Sigur că pentru o anumită schimbare în bine ar trebui profunzime, ar trebui generozitate, ar trebui empatie, ar trebui entuziasme. Dar la tot pasul nu vezi decât oameni egoiști, nu vezi decât indiferență, decât invidie și răutate, umor. Acum, eu aș putea să joc teatru și să spun că totul va fi bine, că ne vom schimba. Uite, aș putea să formulez acest optimism metaforic și să spun așa, poate vom ieși din colibie, dar va trebui să învățăm să zburăm. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să fii mai puțin preocupat de latura materială a existenței și să aspirăm spre tării, spre spiritualitate. Dar câtă lume poate să facă asta? Și cred că e și prematur să ne gândim de acum, să vedem ce ne mai așteaptă și poate că atunci o să putem să tragem mai ușor concluziile. Să fim acuzați de visători, dar într-adevăr ar trebui să lăsăm să nu ne mai îngrijorăm atât de tare de lucrurile materiale și să fim empatici și să fim alături de oameni. E să facem fapte bune, să facem fapte bune. Uite, ieri m-am întâlnit cu un prieten pe stradă și îmi spunea, tu știi, eu am câteva cunoștințe bune și știi ieri cât le-a lipsit de puțin ca să facă o faptă bună și să știi că n-au făcut-o. Deci, nu văd că ne-am schimbat încă, dar poate că e prea devreme să vorbim despre așa ceva. Da, să nu fie prea târziu. Prea devreme este bine. Prea târziu să nu fie. Vă mulțumim că ați fost... Mă scuzați, se întrerupsese greu conexiunea. Da.
Vă mulțumim pentru gândurile frumoase și pentru că ați fost alături de noi. Să ne auzim cu bine la Zoom pe Literatura Română. Îți mulțumesc, Maria, îmi pare bine că am vorbit cu tine și te sărut și te rog să-i transmit salutările mele și lui un Cristian. Și Oanei! Și să auzim că fetița s-a născut! Da, cred că mai este o puțin. Mulțumim!